Salut! Numele meu este Octavian Mărgineanu și sunt coordonator de grup Spartan la DEVA în România. Aș vrea să vă povestesc un pic despre ce înseamnă Spartan Race. Spartan Race este o competiție, dar nu doar atât, ci este și un stil de viață, un mod în care putem ieși din zona de confort, de a ne simți bine și de a competiționa și a relaționa cu alți oameni care doresc să facă același lucru. Am ajuns în situația în care modalitatea de a ne mișca a devenit foarte importantă în viața noastră. Societatea ne-a dus într-o direcție în care am devenit puțin sedentari, suntem foarte comozi și depindem de foarte multe dispozitive. Sportul este o modalitate în care putem ieși din, din acest clișeu social și de a ne deconecta, și a face lucrurile mult mai bine pentru noi, din punct de vedere al sănătății. În al doilea rând este o comunitate. Încercăm foarte mult să atragem oameni care să se bucure de, de acest stil de viață, de la atleți profesioniști până la om obișnuit care într-un weekend în loc să stea pe canapea, se uite la televizor, iese în natură, se bucură de relaționarea cu ceilalți oameni, și, și schimbă viața într-un mod definitoriu pentru el. Le recomand foarte mult tuturor să încerce Spartan Race. O să vadă ce diferență are în viața lor, modul în care tratează lucrurile, bucuria pe care o au după ce termină o cursă, e de nedescris. E Trebuie încercat. E ușor să vă povestesc, dar cel mai bine este să, să vadă fiecare pe cont propriu. Aș vrea să vă zic despre Spartan că sunt mai multe moduri în care poți competiționa. Sunt uh, și pentru oamenii obișnuiți care fac asta pentru prima oară sau n-au făcut-o de foarte multe ori, la fel de mult și pentru atleții profesioniști. Uh, cursele Spartan sunt împărțite după cum urmează. Sunt cursele sprint de 5 km, în care toată lumea se bucură de tot ceea ce înseamnă competiție, de natură și de, de socializarea cu ceilalți oameni. Apoi sunt cursele puțin mai competitive de 10 km, numite superuri, în care se îngemonează plăcerea de a participa la o cursă cu. Uh, un pic de greutate, pentru că deja 10 km sunt adresați unor persoane un pic mai antrenate, sunt mai multe obstacole care pot crea dificultăți și totuși nu este o cursă foarte extenuantă. Pentru partea de atleți mai bine pregătiți sunt cursele BIST, care au în jur de 20 de km, unde obstacolele sunt mai dificile, dar nu de netrecut, și în care se pot testa limitele fiecăruia. Un alt gen de cursă este ultra, care este adresat oamenilor foarte bine pregătiți și a atleților, în special, unde limitele sunt testate aproape la fiecare pas. Multitudinea și diversitatea probelor pun dificultăți reale, dar cu atât mai mult satisfacția de la final este, este mai mare. După cum am spus, Spartan este este pentru toată lumea și s-au gândit foarte mult că noua generație care vine din spate este foarte importantă și am reușit să dezvoltăm cursele pentru copii. Cursele pentru copii sunt pentru copii între 4 ani și 14 ani, diferite categorii de vârstă. Sunt cele mai distractive de văzut din afară de către noi adulții și sunt cele mai apreciate de către copiii înșiși. E extraordinar să vezi privirea de pe fața unui copil care interacționează cu alți copii într-o cursă cu obstacole, chiar dacă este la dimensiunea potrivită pentru, pentru vârsta lor. Bucuria lor e de fapt bucuria noastră. Sunt noua generație care trebuie învățată și ghidată spre a aprecia adevăratele valori ale vieții în care mișcarea și stilul de viață sănătos este foarte important. O familie întreagă care participă la Spartan Race și am văzut familii de două, trei generații care au participat la același Spartan Race în weekend. Fericirea de a vedea legată o familie sau o comunitate este extraordinară. Pe lângă, pe lângă aceste competiții pe care le-am zis, mai avem Hurricane Hit-urile. Hurricane Hit-urile sunt niște curse importante care creează în primul rând caracter și îl dezvoltă și îl șlefuiesc. Sunt niște competiții de anduranță care sunt făcute pe echipe. Este foarte important să relaționezi în echipă. Toate celelalte Spartan Races sunt cumva curse individuale în care fiecare și urmărește obiectivul. Pe când hurricane hit-urile sunt, sunt echipe, se creează niște, niște conexiuni foarte importante. Cumva sunt, sunt alcătuite pe stilul militar de, de Pluton. Sunt grupe mici, foarte strânse, care trebuie să conlucreze spre un obiectiv comun în cele 4, 8 sau 12 ore de competiție. La final, e o satisfacție deosebită să relaționez cu, cu oamenii ăștia și se creează niște legături foarte puternice. Pentru cei experimentați în ale atletismului sau ale sportului, cât și pentru cei care doresc să vadă cum relaționează cu alți oameni, este, este de încercat. Hurricane hiturile sunt, sunt un must. Spartan Race sunt cursele, sunt curse cu obstacole. Până acum am vorbit doar despre distanțe de alergare, la aceste curse 5 km, 10 km, 20 de km, 50 de km la ultra. Acum să intrăm un pic în detaliu și vreau să vorbesc un pic despre obstacolele întâlnite într-o cursă Spartan. Ar trebui să să vă așteptați la ceva cu totul neașteptat. Să revenim un pic la lucrurile cu care am fost învățați la începuturile omenirii, cu alergatul, cu cățăratul, cu uh, jocurile de toate felurile, cu echilibru, cu balans și cu tot ce mai presupune ce mai presupunea o viață acum ceva ani. Uh, Spartan Race încearcă să recreeze niște niște ghidaje în care să ne bucurăm foarte mult de probe diverse. Avem probe specifice cum ar fi aruncatul cu sulița, uh, Sună distractiv, pare ușor, dar e o probă care pune probleme foarte multor participanți. La fel, barboairul este acel gard de sârmă ghimpată pe sub care trebuie să te târăști, care provine din partea militară, dar e, e provocator. Mai sunt cățărările pe frânghie, care devin absolut provocatoare în momentul în care frânghia este udă sau plină de noroi. Sunt monkey barurile și rigurile, unde forța și echilibru trenului superior este foarte importantă. Pe scurt, cam toate probele solicită, solicită capacitățile fiecărui individ de a se adapta la orice condiție întâlnită ceea ce este extrem de important și cred că toată lumea ar trebui să înțeleagă că ce se întâmplă într-un Spartan Race se poate extrapola la, la, la o viață, pentru că lucrurile, tot timpul se vor întâmpla lucruri noi și e foarte bine să te adaptezi ușor la ele. Sunt obstacole la care ai voie să faci o, o singură încercare și, evident, dacă nu treci obstacolul să plătești pe deapsă de cele 30 de burpees -uri. Suntem obișnuiți cu cele 30 de burpees -uri și toată lumea trebuie să le facă, la un moment dat. Pe lângă asta sunt obstacole la care ai voie să faci mai multe încercări până îl treci. E foarte important pentru fiecare și nu pot să vă descriu satisfacția pe care o ai în momentul în care treci un obstacol pe care l-ai căzut în cursele precedente. E, Important, e o creștere mentală, fizică, și din toate punctele de vedere. Pe lângă asta, în timpul curselor, există stații de hidratare în care poți găsi apă, băuturi izotonice, banane, alimente care să te ajute să-ți păstrezi energia și să te facă să mergi mai departe. Este foarte important să existe aceste mici insulițe de bine pentru că te ajută. Mental, în primul rând, chiar dacă fizic poate fi chiar și un efect placebo, faptul că e cineva care te susține să mergi mai departe. Iarăși este foarte important modul de, de clădire al caracterului Spartan în care fiecare concurent are cumva grijă de, de colegul lui. Chiar dacă nu ne cunoaștem, suntem din alte țări, avem alte convingeri, politice, religioase sau de orice alt gen, ne place ca la un moment dat, când cineva este în dificultate, să-l ajutăm, să-i întindem o mână și să-l facem să meargă mai departe. Și cred că aici rezonăm cel mai mult cu spiritul spartan și ceea ce încercăm să promovăm prin, prin modelul ăsta de viață. Ca și o noutate în cursele Spartan, care sunt destul de vechi. Acum un an de zile a fost introdusă o nouă variantă de Spartan Race, adresată în special alergătorilor, strict alergătorilor. Se numește Spartan Trail. Sunt trei distanțe, 10 km, semi-maratonul de 21 și maratonul de 50 de km. Considerăm că este un avantaj adus lumii Spartan prin acest proiect. Sunt foarte mulți alergători montani care preferă doar partea de alergat, care se pregătesc pentru așa ceva, și în urma întrebărilor sondajelor și-au dorit foarte mult introducerea acestui gen de curse. Pentru persoanele noi care vor să înscrie la Spartan Race, sunt mai multe variante de înscriere. Una ar fi pe la fața locului direct, în zona de festival, unde pot veni, se pot înscrie și pot participa direct. O altă metodă de înscriere ar fi pe partea online, ori direct pe site-ul Spartan, ori pe, vor fi direcționați din paginile de social media, de Facebook, Instagram, vor fi direcționați către, către site-ul principal, unde își vor crea un profil. Sunt câțiva pași foarte ușor de urmat și se poate plăti online, află toate informațiile de care au nevoie și pot participa. O altă metodă de înscriere este prin intermediul Spartan Training Grupurilor. Spartan Training Grupurile la nivel de, de fiecare țară sunt în mai multe orașe. Acestea se pot găsi pe paginile de social media Spartan din fiecare țară. Sunt grupuri de antrenament din orașele care au în asemenea Spartan Training Group, coordonate de, de către o persoană sau de două persoane, care se ocupă de partea de antrenament a membrilor grupului, se ocupă de înscrieri și de tot ceea ce ține de pregătirea unui eveniment din punct de vedere tehnic, practic și moral. În lumea Spartan, dat fiindcă sunt diferite tipuri de, de atleți care participă, unii pentru prima oară, alții cu experiență mai mică sau mai mare, și atleții profesioniști, Spartan a gândit un model și un sistem în care să diferențieze aceste curse. Sunt trei tipuri de curse. Sunt cursele open, în care poate participa oricine de orice vârstă între 16 și câți ani are. Maxim nu există nicio limită în care nu contează foarte mult uh, timpul de participare, ci e important ca toată lumea să, să termine, să-și primească medalia, să se bucure de, de experiență și uh, să tragă fiecare de el pe cât posibil. Uh, după aceea există cursele Age Group, în care, uh, care, sunt împărțite între partea masculină și feminină a competitorilor și pe categorii de vârstă din 5 în 5 ani. Sunt foarte importante cursele de age group, că te poți evalua în funcție de categoria ta de vârstă și cu ceilalți competitori. Sunt curse care au premii, sunt curse în care foștii atleți și chiar și actualii atleți își verifică nivelul pregătirii. Și, pe de altă parte, sunt cursele de elit, unde sunt atleții profesioniști, unde, într-adevăr, spiritul spartan se vede la cote maxime și sunt foarte, foarte, foarte interesante de, de vizionat de către toată lumea. Sunt cursele care, într-adevăr, ne arată la ce nivel se poate duce o asemenea cursă cu obstacole. ca și antrenamente pentru, pentru, o cursă de Spartan Race. Este foarte important ca aceste curse să fie un pic pregătite înainte. Este foarte greu să nu faci sport și să vii la un Spartan Race datorită faptului că pot fi foarte competitive. Ca și exemplu, o cursă sprint de 5 km are în jur de 20 între 20 și 25 de obstacole. Orice obstacol pe care nu poți să-l treci, Trebuie făcute cele 30 de bărpisuri. Pentru cineva nepregătit, pe lângă faptul că ai 5 km de parcurs, obstacolele sunt uneori mai complicate, uneori mai ușoare, dar totuși solicită foarte mult organismul, e foarte important să, vii, să fii pregătit. A fi pregătit nu înseamnă să te antrenezi o perioadă îndelungată ci să ai acces la o bază de, de antrenament în care presupune alergare cam 50% din timp, iar exercițiile fizice pentru creșterea forței și a mobilității și a echilibrului în cealaltă parte de timp. Personal consider că o pregătire de 2-3 luni de zile înainte de o cursă Spartan este absolut necesară și recomand, recomand acest lucru oricărui om care vrea să participe la un Spartan Race. În ceea ce privește pregătirea, nu neapărat fizică, ci a lucrurilor pe care ar trebui să le ai în vedere când participi la un Spartan Race, este echipamentul. Spartan Race sunt curse care se desfășoară în condiții de natură. După cum știm, poate fi uscat, poate fi ud, sigur vom trece prin, prin păduri, prin natură, prin apă și prin orice ne poate pune la dispoziție un teren, un teren sălbatic. De asemenea, cred că este foarte important să conștientizezi că sunt lucruri cu care nu ești obișnuit. Echipamentul ar trebui să fie, cel puțin la partea de încălțări, niște încălțări ușoare, cu profil de trail, adică de ieșit în natură, care are niște protuberanțe de cauciuc pe talpă pentru a preveni alunecarea și accidentările. Partea de echipament ar trebui să, fie din, să nu fie din bumbac, pentru că bumbacul se udă și este incomod la purtare. De asemenea, ar trebui să fie un echipament ușor, care să nu țină greutate. Ce mai putem să luăm la cursă și ar fi bine este, deși sunt stații de hidratare, este bine să ai la tine un pic de suport energetic, asta însemnând că poate să fie un gel de carbohidrați, șaturi de minerale, magneziu, calciu, zinc și așa mai departe precum și pastilă de dextroză și fructoză și alte lucruri. Este foarte greu să car cu tine fructe, apă și alte lucruri pentru că te îngreunează și nu te ajută foarte mult la partea de alergare și obstacole. Este un lucru bine știut în lumea Spartan, nu ai voie la un obstacol să lași lucruri pe jos și să le recuperezi după aceea. Adică tot ce iei cu tine trebuie să duci cu tine. Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu obstacole de care să stea atârnați sau să lucreze cu mâinile, este bine totuși să-și ia o pereche de mănuși care să le protejeze un pic mâinile de abraziunile provenite. Pentru cursele îndelungate, cum este bistul de 20 de km, ultra de 50 de km, ar fi bine să se să se ia și un camelback. camelback este acel mic care magazinează apă între 1 și 3 litri, care poate fi reumplut la stațiile de hidratare și care este foarte important. Pentru o mișcare de anduranță, de asemenea anvergură, este bine să fii hidratat permanent. De la alergare, de la obstacole, se transpiră foarte mult, se pierd minerale și atunci lucrurile ar trebui dus într-o direcție în care corpul să fie pregătit să susțină asemenea efort. Iar și este foarte important pentru, pentru curse în ce perioada anului se desfășoară. Una este să faci o cursă vara când sunt 30 de grade și ar trebui să fii îmbrăcat cât mai ușor, să ai pe cap ceva care să te protejeze de soare, pe când cursele de iarnă ar trebui să fie pregătite un pic altfel din punct de vedere al echipamentului, ar trebui să existe niște șosete care să fie impermeabile, să ai haine pe tine care să reziste unui vânt. Cursele Spartan se pot desfășura inclusiv pe creste, pe vârfuri montane, în locuri unde bate vântul, se poate schimba temperatura și atunci e bine echipamentul să te protejeze cât mai bine. Și să fie, repet, cât mai ușor pentru condițiile meteo respective. De alt minter, este foarte important să ai echipament de schimb la final. Să ai uh, un bag în care să-ți pui echipamentul cu care termina cursa Ce pot să vă promit este că 95% din cursele Spartan vei termina plin de noroi Echipamentul va fi îngrozitor de murdar uh, Ceea ce poate fi cu adevărat o distracție Eu am descoperit că înainte de prima baltă mi-era frică să mă bag în noroi Sau nu mi-era frică, mi-era cumva urât să mă bag în noroi pentru că mă murdăresc dar după ce ai intrat prima oară, parcă doar acolo vrei să stai. E exact satisfacția copiilor pe care îi vezi când sunt mici că se joacă într-o baltă plină de noroi. Și noi suntem niște mici copii care după ce ne murdărim, tot acolo ne place să ne jucăm. În ceea ce privește organizarea unei curse Spartan, este foarte important modul cum tratezi începutul de cursă până începi alergarea. Este bine să ajungi cu minim o oră, o oră jumate înainte de start. Starturile sunt la ore fixe. E foarte important pentru că trebuie să ți iei pachetul de start cu brățara, cu chipul de concurs, cu numărul de concurs, bandana, spartan și tot ce mai trebuie. Pe lângă asta trebuie să te schimbi, trebuie să-ți duci hainele la cortul pentru, bagaje. Trebuie să te pregătești, să te încălzești. Încălzirea poate fi individuală și foarte mulți dintre noi o facem individual. Iar în momentul startului, cu 15 minute înainte, în zona de pre-start, mai este o încălzire în care este un announcer care face încălzirea efectiv cu toate hiturile de, de start. E un lucru pe care îl recomand tuturor să-l facă, va fi o distracție extraordinară și va avea o energie incredibilă să te încălzești cu între 100 și 150 de oameni la, la valul de start. Încă un lucru foarte important, în timpul pregătirii cursei este foarte bine să, să știi exact cam ce te așteaptă. Obstacolele în principiu le știm. Dacă intrați pe, pe site-ul Spartan, sunt pregătite uh, videouri și tutoriale despre cam fiecare obstacol pe care îl puteți întâlni. Uh, la fel, știți distanța, știm distanța la care se, se aleargă. Uh, e foarte important în, înaintea cursei să ne gândim ce avem de făcut. Uh, avem de alergat 5 km. Cum alergăm cei 5 km, cam ce ritm ar trebui să avem de alergare cum sunt pregătite obstacolele. De foarte multe ori, fiind la început, tendința este să te arunci pe obstacol și să încerci să-l treci foarte repede. E foarte important, cel puțin cei care sunt la început, să se uite cum trec alții obstacolele. E, e o parte, puțină parte de tehnică, e puțină parte de forță, e puțină parte de, de, de înțelegere a modului în care se poate trece un obstacol. De ce e foarte important să trecem obstacolele? Pe lângă faptul că încerci obstacolul și consumi energie încercând să-l treci, dacă îl pici, trebuie să faci și burpees -uri. Deci consum de două ori energie. E mai important să te uiți la un obstacol, să vezi ce se întâmplă, cum îl poți trece fără probleme și atunci nivelul de energie pe care îl consumi este la jumate. Dacă înmulțești cu 10 obstacole pe care ai încercat să le faci și ai făcut și burpees o să vezi că nivelul de energie pe care l-ai consumat este foarte mare. De-aia este bine să vezi exact ce se întâmplă cu acel obstacol, modul în care să-l abordezi ca și tehnică și ca și modalitate de a trece și apoi să treci la execuție. Eu personal prefer să pierd un minut uitându-mă cum să trec un obstacol mai bine decât să, să, pierd 5 minute făcând burpees-uri. Spartan Race a avut o idee extraordinar de bună ca la fiecare obstacol să fie voluntari. Sunt voluntari care, pe lângă faptul că verifică că acel obstacol este trecut conform regulamentului, sunt acolo în primul rând ca să îi deservească și să-i susțină prin informații pe cei care, care participă. Nu vă sfiiți să întrebați un voluntar care sunt regulile pentru a trece acel obstacol. Pentru asta este acolo, oferă foarte mult ajutor, iar suportul lor este inestimabil. O altă parte importantă în cadrul Spartan sunt festivalurile amenajate la fiecare, la fiecare cursă. Este o zonă de festival destul de mare, care are o grămadă de, de lucruri interesante pentru cei care participă, la fel ca și pentru cei care îi susțin pe cei ce participă și doar au venit să, să se uite. Am exemple cu foarte mulți oameni care au venit la, la cursele spartan să-i susțină pe ceilalți, iar în momentul în care au văzut ce se întâmplă acolo, și-ar fi dorit să participe. Unii mai au timp să se înscrie, unii doar data viitoare. Dar să revenim, revenim la, la zona de festival. Este o zonă care îți pune la dispoziție accesul la mâncare, la băuturi, dacă este nevoie. Este, parte de, este un DJ care susține partea de entertainment din cadrul unui, unei zone de festival din Spartan. Este scena unde se vor face premierile, unde tot timpul rulează filmulețe motivante și motivaționale despre Spartan Race-uri. Tot, tot în zona de festival se pot găsi câteva challenge-uri, câteva provocări pentru cei care vor să le încerce. Bară de tracțiuni, sunt cauciucuri care se pot ridica și da peste cap și alte lucruri de asemenea gen încă o chestie foarte importantă, tot timpul startul și finishul sunt în zonele de festival. Ele sunt delimitate specific, se pot intra în acele zone doar pentru cei care participă activ la Spartan Races, dar sunt foarte aproape de public, de almintere și câteva dintre probele de obstacole sunt puse în foarte aproape de zonele de festival, pentru că sunt spectaculoase, și spectatorii se bucură să vadă, să vadă sportivii care, care trec prin acele obstacole. Tot în zona de, de festival sunt partenerii cu echipamente și materiale Spartan. Cred că toată lumea care vine la Spartan vrea să plece cu un suvenir sunt acolo echipamentele pentru cursă, sunt echipamentele de după cursă, sunt cele de recuperare și e foarte important să le vezi. Cel puțin Spartan Race fiind un sport destul de aparte, echipamentele sunt destul de aparte, nu se pot găsi chiar la orice curs de stradă sau la orice magazin și în zona de festival poți să pui mâna pe ele, poți să le probezi, să vezi din ce materiale sunt, dacă ți se potrivesc. Și chiar vă recomand să, să vizitați magazinele partenerilor. Pe lângă motivația de, de, a, de a termina cursa, la finalul cursei vei fi medaliat de către unul dintre voluntari care îți va pune medalia de gât. Și, după cum v-am zis, zona de finish este la, în mijlocul zonei de festival. Drept urmare. Foarte multă lume va fi prezentă și te va aplauda că ai terminat una dintre curse. Vei mai primi o banană, la cerere o bere sau un ceai sau o altă băutură pentru cei care nu doresc alcool. Îți vei primi tricoul de finisher pentru cursa respectivă și aplauzele și toată stima celor care s-au uitat și care au participat cu tine la, la acest eveniment. Când o să intrați în cursele Spartan, o să auziți foarte des termenul de trifecta. Ce este o trifecta? O trifecta înseamnă cele trei curse, sprint, super și beast, pe care le poți face în același an competițional. De exemplu, poți face superul în ianuarie, sprint în iulie și beastul în octombrie. Pentru anul la competițional ai o trifecta. Pe de altă parte sunt curse într-un weekend în care poți face toate cele trei curse și atunci ai un trifecta de weekend. Cu cât mai multe trifecta faci într-un an de zile, chiar dacă s-a adunat în weekend sau pe parcursul anului, se numesc multi-trifecta. La un moment dat, fiecare de la două trifecta în sus se dau medalii cu dimensiunile adecvate fiecărui număr de trifecta. Ce pot să vă zic este că 20 de trifecta într-un an de zile rezultă o medalie cam de 50 de centimetri în diametru, ceea ce e distractiv. O să vedeți că Poate deveni un obiectiv important să adunați trifecte într-un an de zile. Este foarte competitiv să faci un trifecta de weekend. Sunt foarte mulți kilometri de alergat, sunt foarte multe obstacole, dar satisfacția de duminică seara când ai pieptul plin de medalii e de neegalat.